Bună seara și bine v-am regăsit la buletinul de știri Info Capital. Pentru început vă propun să urmărim principalele titluri ale ediției. Mascații le-au făcut ieri o vizită comercianților care se aflau la târgul de la stadionul din Petroșani și nu au plecat cu mâna goală. Oamenii traversează strada tot prin locul fostei treceri din zona spitalului, deși a fost mutată în zona supermarketului. Șanțurile rezultate în urma lucrărilor care au loc la sensul giratoriu atrage tot mai multă nemulțumiri, iar șoferii își pun oful până și pe rețelele de socializare. Mascații și polițiștii petroșeneni au luat ieri cu asalt târgul săptămânal ce se desfășoară la stadionul din Petroșani. În urma raziei, 94 de persoane și 20 de autoturisme au fost luate în vizor de către polițiști. Emiterea bonurilor fiscale și existența actelor de proveniență pentru marfa comercializată sunt două dintre motivele ce au determinat polițiștii petroșeneni, dar și mascații să descindă în târgul săptămânal ce se desfășoară în incinta stadionului Jiul din Petroșani. Astfel, organele statului au început verificările încă de la prima ora dimineții, lucru ce i-a luat prin surprindere pe comercianți, dar și pe clienți care nu au mai putut intra în piață până ce nu s-au încheiat verificările. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, sprijiniți de ofițeri din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Hunedoara, au desfășurat o acțiune pe raza Municipiului Petroșani în scopul prevenirii încălcărilor legislației în vigoare în ceea ce privește comercializarea bunurilor, dar și pentru prevenirea unor fapte antisociale. În urma controalelor efectuate la târgul săptămânal organizat în zona stadionului, polițiștii au condus la sediul Poliției 94 de persoane pentru diferite verificări. De asemenea, au ridicat în vederea confiscării mai multe bunuri pentru care nu existau documente de proveniență, valoarea acestora depășind 14.000 de lei. Pe lângă cele 94 de persoane ridicate de polițiști, 20 de autoturisme au fost verificate pentru că au ridicat suspiciuni. În cadrul acțiunii au fost verificate și peste 20 de autovehicule, polițiștii constatând că 3 dintre acestea nu erau înmatriculate în circulație. Prin urmare, au fost întocmite 3 dosare de cercetare penală pentru conducerea unor autovehicule neînmatriculate pe drumurile publice. Târgul săptămânal, mai ales zona în care se vând vechituri, are mare prindere în rândul cetățenilor. Aici comercianții vând tot felul de lucruri fără acte de proveniență aduse din străinătate, dar și obiecte ce nu le mai folosesc prin casă sau chiar unele furate. Lucrările de acoperire a băilor turcești descoperite de arheologi în Piața Libertății din Timișoara au început. Istoria Timișoarei descoperită în ultimele luni va fi pusă în valoare cu aproape 2 milioane de euro. Primarul Nicolae Robu a declarat că pe lângă vestigiile care vor fi acoperite cu nisip, vor fi plantați copaci. Vestigiile băilor turcești, respectiv Baia Mare a orașului și Baia Împăratului, sunt considerate cele mai importante descoperiri arheologice scoase la iveală în cadrul proiectului de reabilitare a zonei cetate. De altfel, Timișoara este primul oraș medieval din țară care a beneficiat de servicii publice de acest fel. Cu toate acestea, soluția aprobată de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice este îngroparea lor și montarea de pavaj special. Arheologii au propus conservarea, protejarea cu nisip și punerea în valoare prin marcaje în pavajul Pieței Libertății a vestigiilor. Clădirilor Hambarului Mare, acoperirea cu nailon și nisip a traseului canalului austriac și reabilitarea fântânii austriece. De asemenea, ei au mai propus și conservarea și punerea în valoare prin coborârea nivelului pieței și expunerea liberă a vestigiilor a unei suprafețe de aproximativ 300 din cei 587,5 metri pătrați. Specialiștii primăriei susțin că nu se poate proceda așa cum au propus arheologii, asta pentru că lucrările necesare ar însemna distrugerea parțială a celor mai importante vestigii din oraș. Nici varianta acoperirii cu sticlă nu este recomandată din același motiv. Lucrările de reabilitare a centrului istoric din Timișoara au început acum 2 ani. Acesta se execută treptat cu aproape 15 milioane de euro, 80% din bani venind de la Uniunea Europeană, cu fonduri nerambursabile. Rețelele de socializare sunt pline de șoferi nemulțumiți de faptul că acum în strada din jurul unui sens giratoriu din Petroșani au apărut niște șanțuri. Care sunt cauzele pentru care au apărut aceste stricăciuni în partea carosabilă, dar mai ales când vor fi remediate, aflați din materialul următor. Șoferii care traversează sensul giratoriu de la intrarea în cartierul aeroport al municipiului Petroșani sunt foarte indignați de faptul că în drum au apărut câteva șanțuri ca urmare a lucrărilor efectuate de APASERV aici. Astfel, pe lângă nemulțumirile aduse verbal pe rețelele de socializare, au apărut filmulețe prin care șoferii trag la răspundere autoritățile. Pentru a lămuri șoferii că starea actuală a drumului este doar temporară, Capital TV a contactat conducerea societății care lucrează în această zonă pentru a aduce lămuriri. În zonă au fost realizate lucrări pe contractul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, Valea Jiului, din economii.
Au fost mai multe obiecte, printre altele și reabilitarea conductei de distribuție de 500 de milimetri amplasată între strada Păcii și strada 9 Mai din partea de Petroșan Nord și, din păcate, pentru lucrări de genul ăsta sunt necesare diverse alte lucrări care strică, într-adevăr, și infrastructura rutieră. Pentru data de mâine, constructorul care a lucrat la acest proiect are planificat asfaltarea și aducerea la forma inițială a zonelor afectate din partea carosabilă. Astfel, drumul va fi readus la starea inițială de mâine. Nemulțumirea șoferilor este de necontestat, însă și aceștia trebuie să înțeleagă că astfel de lucrări majore implică tot felul de pagube care sunt remediate. Însă totul este o chestiune de timp. Polițiștii hunedoreni au descins săptămâna trecută la contrabandiștii de țigări. Astfel, în municipiul Hunedoara au avut loc mai multe percheziții domiciliare la 3 persoane acuzate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigări. Polițiștii au descins la finele săptămânii trecute la locuințele celor 3 hunedoreni, unde au găsit sute de pachete de țigări provenite din contrabandă, dar și o sumă importantă de bani. Polițiștii Biroului de Investigare a Criminalității Economice din municipiul Hunedoara au efectuat percheziții domiciliare la locuințele a 3 suspecți cu vârste cuprinse între 34 și 38 de ani, toți din municipiul Hunedoara, care sunt cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă în formă continuată cu țigarete. Au fost găsite mai multe pachete de țigări provenite din contrabandă la domiciliile acestor suspecți, de asemenea și o cantitate de tutun și suma de 6.300 de lei provenită, s-ar părea, tot din comiterea unor infracțiuni. Prin urmare, polițiștii au luat măsura reținerii față de unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 34 de ani, care a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, împotriva sa impunându-se o măsură de control judiciar. De asemenea, s-a stabilit din anchetă că acești suspecți ar fi comis în ultima perioadă mai multe activități de contrabandă cu țigarete, prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 15.000 de lei. Procurorii au decis să-l pună pe unul dintre suspecți sub control judiciar, în timp ce ceilalți doi sunt cercetați în stare de libertate. Comit infracțiuni involuntar. Vorbim despre petroșenenii care traversează în continuare prin locul fostei treceri de pietoni din zona spitalului, deși aceasta a fost parțial ștearsă. Trecerea de pietoni din zona sensului giratoriu de lângă spitalul de urgență din Petroșani a fost mutată mai sus, lângă un supermarket din municipiu, însă pietonii nu știu acest lucru. Astfel, mai mulți oameni trec printre mașini fără să se asigure. În zona respectivă nu mai există semne de circulație care avertizează că există vreo trecere și zebra de pe asfalt a fost ștearsă doar parțial. La unde să trec? Pe unde? Mai sus. Mai sus aici. Aproape pe aici trebuie să ajung. Reprezentanții poliției locale spun că nu intră doar în atribuțiile lor să-i amendeze pe cei care încalcă legea, aceștia având puțin personal care să se ocupe de tot municipiul Petroșani. Șoferii spun că este un lucru bun că s-a mutat trecerea și că autoritățile ar trebui să găsească o soluție pentru a semnaliza faptul că nu mai este trecere în zona respectivă. Să mai pună eventual pe stâlpul din față un trecere, dar nu, la pieton nu există. Probabil mai bine marcată. Pus un stabilar sau cum era mai ceva de flori, să vadă dacă nu mai e trecere. Până când autoritățile vor lua măsuri, oamenii vor trece pe trecerea veche. Pregătirile de iarnă sunt întoi la Petroșani, unde deja a început montarea iluminatului specific de sărbători. Mai mult, autoritățile locale promit că și în acest an orașul va îmbrăca cele mai frumoase straie de sărbătoare. Mai este doar o lună până ce la Petroșani iluminatul stradal specific de sărbători trebuie aprins ca în fiecare an de Moș Nicolae. Astfel, pentru ca totul să fie în grafic și mai ales orașul să fie pregătit pentru acest moment important pentru toți petroșenenii, autoritățile locale și-au trimis în teren echipele care au început încă de ieri montarea instalațiilor în municipiu. Ca în fiecare an, cu cel puțin o lună înainte de pornirea iluminatului ornamental în municipiul Petroșani, și anul acesta a demarat acțiunea, începând cu ziua de ieri s-a început montarea primilor ghirlande pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Instalațiile ce se montează sunt tot cele de anul trecut, astfel administrația publică locală nu va face modificări semnificative, iar schimbate vor fi doar becurile și ornamentele care sunt defecte. Însă se va pune accentul pe centrul civic al municipiului, care va fi de poveste. În plus, față de anul trecut, va fi amenajat întreg centrul civic, pe toți stâlpii de pe centrul civic vor fi montate ghirlande, pe strada Independenței,
vor fi montate figurine pe stâlpi și pe tronsonul de drum dintre Liceul Teoretic și Biserica Catolică. Pe fiecare stâlp vor fi montate ghirlande și, bineînțeles, intrările și ieșirile municipiu cu tradiționalul la mulți ani vor fi marcate transversal pe DN66. Odată montate toate instalațiile pentru iluminatul specific de sărbători, nu mai rămâne decât ca administrația publică locală să aprindă acest simbol al sărbătorilor de iarnă în noaptea de Moș Nicolae, alături de copii, în Parcul Central Carol Schroeter. O echipă de specialiști de la Insemex Petroșani fac o expertiză în cazul exploziei de la fabrica de pâine de la Brașov. Deflagrația a avut loc joi seară, la fabrică fiind mai multe victime, printre care și o persoană decedată. Explozia puternică urmată de un incendiu a izbucnit joi seara în apropierea stadionului din Brașov, unde se disputa un meci de Liga a doua. În clădirea fabricii de pâine se aflau 11 persoane, dintre care 5 au fost rănite și preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean Brașov. 5 au scăpat nevătămate, iar un bărbat a căzut într-un buncăr de făină adânc de 15 metri, fiind scos de către echipele de intervenție. Bărbatul de 31 de ani a murit la spital. O echipă de 6 specialiști de la Insemex Petroșani au fost la Brașov pentru a stabili cauzele producerii deflagrației. Solicitat și acolo de către parchet pentru cercetarea la fața locului, a avut loc o explozie cel mai probabil de praf de făină, fără a se cunoaște deocamdată. Am efectuat cercetarea la fața locului, urmând să demarăm lucrările pentru finalizarea expertizei tehnice a evenimentului. Praful de făină este combustibil, exploziv. Efectele exploziei, după cum s-a văzut, sunt destul de violente, motiv pentru care trebuie sau ar trebui luate anumite măsuri de securitate a acelor locuri de muncă. Totodată, specialiștii de la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă Petroșani investighează, alături de reprezentanții altor instituții, și cauzele care au dus la izbucnirea incendiului de la Clubul Colectiv din Capitală, Soldat, cu 46 de morți și 10 de răniți. Am primit ordonanța, da, efectuăm deocamdată până la primirea probelor solicitate anumite solicitări pe tipuri de materiale similare, pe articole pirotehnice similare. N-am mai fost la fața locului, doar am mai ridicat suplimentar două ventilatoare care erau intacte să le stabilim caracteristicile. Insemex Petroșani, înființat în anul 1949, este specializat în efectuarea cercetărilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru medii potențial explozive sau toxice. Un fum gros ieșind dintr-un apartament de pe strada Avram Iancu din Petroșani a pus pe jar locuitorii din această zonă. Ajuns la fața locului, pompierii au constatat incendiu și au intervenit la stingerea lui. Pagubele produse în urma incendiului sunt doar de ordin material. Un apel la 112 anunța vineri seara un incendiu la sediul subfilialei Crucea Roșie din Petroșani. La fața locului au ajuns în scurt timp pompierii de la detașamentul din Petroșani, care au intervenit la stingerea incendiului. Aceștia au fost nevoiți să intre pe balconul apartamentului pentru a nu sparge ușa de acces din scara blocului. Am fost anunțați prin dispecioratul subunității că iasă fum din subsolul blocului de pe strada Avram Iancu. Ne-am deplasat cu autospeciala la sosirea noastră. Într-adevăr, la etajul 2 se vedea fum pe aerisirea din încăperea apartamentului cu numărul 8. Apoi, după o recunoaștere, am depistat că focul se manifesta în bucătăria de la filiala Crucea Roșie Deva, sucursala Petroșani. Pagubele produse în urma incendiului sunt de ordin material, din fericire neexistând pierdere de vieți omenești. Avion, tren sau autocar? Deși până nu de mult era un lux pentru români, zborul devine ușor-ușor varianta cea mai optimă de deplasare în lipsa infrastructurii rutiere și feroviare. În ultimul timp, nici prețurile nu mai sunt de speriat. Când pui la socoteală confortul și timpul semnificativ redus al călătoriei, constați că avionul este cea mai bună alegere. O călătorie cu avionul în interiorul țării ajunge să fie în unele cazuri mult mai ieftină decât cea cu alte mijloace de transport. Cu trenul, de exemplu, prețul este egal sau mai mare, dar timpul până la destinație este mult mai lung. Pentru zborul București
Iași avem un preț de pornire de 32 de euro, care include, pe lângă biletul de avion, include și anumite servicii, cum ar fi snack gratuit la bord și băuturi răcoritoare sau cafea și apă. Și în același timp este inclus și bagajul de cale. Mi-este foarte greu să merg cu trenul, sunt 8 sau 9 ore și nu, timpul nu este darnic cu mine. Ceea ce privește confortul? Și confortul, bineînțeles. Nici autocarul nu este o variantă mai bună. Pe ruta București-Iași, biletele au un preț asemănător, iar diferența de timp este enormă. Cei care aleg avionul o fac pentru confort și pentru economia de timp. Nici de prețul biletelor nu se plâng dacă acestea sunt luate din timp. Când aveți de mers undeva, alegeți avionul sau alte mijloace de transport? Avionul, care e mai repede. Și prețul este mai rentabil? Da. 3 zile cu autocarul ajungi să fie mai scump decât 3 ore cu avionul. Cei care aleg totuși trenul se plâng de bilete scumpe, de condiții mizere și de întârzieri. Trenul am făcut toată Europa. Dacă faceți o comparație, cum arată trenurile noastre? Comparație? Nu se poate face o comparație. Condiție mai lasă de așteptat, mai întârzie trenul, mai... Da, n-avem altceva. Regula se aplică și pe rutele externe. Luate din timp, biletele pentru destinații precum Roma, Milano, Londra sau Praga sunt chiar mai ieftine decât ar costa un zbor între două orașe din România. Oravița a găzduit cea de-a treia sesiune a cursului de informare inițială a primarilor de comune în domeniul situațiilor de urgență. Astfel, edilii au dobândit competențe în prevenirea, intervenția și protecția în situații de urgență. Peste 5 săptămâni va fi organizată încă o sesiune pentru edilii care nu au luat parte la cele anterioare. În sfârșitul de săptămână care tocmai a trecut, a fost organizat un eveniment care a unit toți primarii comunelor din Valea Carașului. Sesiunea de informare inițială a edililor a avut ca scop dobândirea principiilor, tehnicilor de lucru și procedurilor de operare specifice managementului situațiilor de urgență. Totodată aceștia au mai învățat cum să acționeze pentru prevenirea, intervenția și protecția în situații de urgență. Obiectivele cursului au vizat, printre altele, formarea competențelor de bază specifice gestionării situațiilor de urgență și formarea aptitudinilor cu aplicabilitate în practică. Pe lângă temele pregătite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic din județul Caraș-Severin și alte instituții din domeniul situațiilor de urgență, precum poliția, jandarmii, garda de mediu sau Direcția de Sănătate Publică, au pregătit materiale. Pentru a veni în sprijinul primarilor de comune care din diferite motive nu au putut participa la sesiunile anterioare, ISU va organiza cea de-a patra sesiune în perioada 16-20 noiembrie la Reșița, fiind și ultima din acest an. Momentele aniversare dedicate personalităților hunedorene sunt nelipsite de pe agenda Bibliotecii Județene Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva. La sfârșitul săptămânii trecute a fost rândul colegului nostru, Mircea Goian, să fie sărbătorit așa cum se cuvine, pe măsura impresionantului său talent, acesta fiind artist și muzician. Muzicianul Mircea Goian a devenit un nume important în viața spirituală a țării, dovadă stau zecile de apariții în spectacole, emisiunile televizate, discografia bogată realizată împreună cu formațiile muzicale pe care le-a creat și promovat. Întreaga sa carieră poate fi găsită în bibliografia pe care Biblioteca Județeană i-a întocmit-o și este un dar la acest aniversar, celebrându-și astfel cei 60 de ani împliniți de curând. Totodată cei prezenți au putut urmări filmul Menestrel la umbra furnalelor. Atunci când vorbim despre cultura județului Hunedoara, nu putem omite numele Mircea Goian, un nume care de peste 4 decenii ne face onoare și ne reprezintă cu succes în județ, în țară și străinătate. Muzicianul Mircea Goian a devenit un nume important în viața spirituală a țării, dovadă zecile de apariții în spectacole de prestigiu, emisiune televizate, discografia bogată realizată împreună cu formațiile muzicale pe care le-a creat și promovat. Mă bucur enorm pentru că mă aflu în această seară alături de Mircea Goian. Mă simt onorat pentru că domnul Goian este un prieten al Bibliotecii Județene și implicit al meu. La acest aniversar îi doresc un sincer la mulți ani, multă sănătate, putere de muncă, să ne bucure mereu cu arta sa minunată și să facă cinste acestui județ așa cum a făcut-o și până acum. În cei 40 de ani de muzică am colaborat cu 37 de artiști din Hunedoara și Deva, prieteni, parteneri, femei. Am înființat 10 grupuri cu care am concertat în România și câteva țări din Europa. Am acordat în acești 40 de ani de viață 7 genuri de muzică, folk, rock, medieval, renașcentist, barok, jazz și blues. Am organizat 7 festivaluri, am organizat o întâlnire timp de 30
ani. Mircea Goian a avut chemare spre muzică încă din tinerețe. Anii petrecuți la Liceul de Muzică și Arte Plastice din Arad și-au pus amprenta asupra viitoarelor realizări ale artistului. Înregistrări la radio, emisiuni la televiziune, participări la festivaluri prestigioase reprezintă doar o mică parte din tot ceea ce a înfăptuit Mircea Goian vreme de peste 4 decenii. A pus în valoare moștenirea muzicală a unui ardeal medieval bogat în spiritualitate. Toate acestea fiind concretizate în minunatele piese interpretate cu colegii de la Hunia di Cantores sau Corvinia, iar succesul lor a fost și este incontestabil. Remarcabilă este și contribuția pe care Mircea Goian o are la valorificarea folclorului autentic din zona Hunedoarei. Acesta știe să descopere comori ascunse în orice colț al satelor hunedorene. Biblioteca Județeană din Deva i-a oferit artistului muzician o diplomă de excelență pentru contribuția la promovarea culturii autentice și răspândirea valorilor artistice românești în țară și în lume. Spectacolele sale reprezintă adevărate lecții de profesionalism în artă, de serios și respect pentru spectatori. Cu astfel de încărcătură artistică, arta lui Mircea Goian a răsunat pe scena Ateneului Român și în fața iluștrilor membrii Casei Regale a României. Succesul a fost mare și în numeroasele apariții din turneele peste hotare din Ungaria, în Franța, Germania, Italia sau Belgia. La mulți ani, Mircea Goian! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Elevii din Lupeni vor putea învăța șah la o secție deschisă în municipiu. Până în acest moment s-au înscris în jur de 20 de copii, iar cei care doresc să studieze acest joc al minții o pot face în continuare în mod gratuit. Reprezentanții secției de șah de la Vulcan au făcut o promovare a șahului în școlile din Lupeni. În acest moment, la secția de șah au venit 20 de copii între 5 și 10 ani. La Lupeni sunt mulți iubitori ai șahului. Una din o dovadă este faptul că sunt vreo 12, mai mult de 12 copii care veneau la noi la Vulcan să se antreneze. Și de ce am întârziat cu această secție? Am întârziat pentru că nu am găsit un om potrivit să se și priceapă, să fie și dispus. Am găsit în persoana domnului Michi Marin, un jucător de categoria 1, care are și timpul necesar și priceperea necesară. Eu sunt convins că va dovedi și tactul pedagogic necesar. Să lucrez cu copii este un pic mai complicat și cred că în foarte scurt timp veți auzi de lucruri bune de la șahiștii din Lupeni. Antrenamentele au început deja și se desfășoară în fiecare zi de luni, marți și vineri de la ora 16. Cea mai mare performanță este că reușim să participăm, să fim prezenți la cele mai importante momente ale șahului la nivel național. Mai precis, am avut 3 copii calificați la faza națională a proiectului Pierre de Coubertin, Andrei Secrieru, Oana Șchiopu și Diana Petculescu, o speranță a șahului din Vulcan, Diana Petculescu, să vă propun să urmăriți acest nume. Rezultatele au fost nu pe măsura așteptărilor noastre de data aceasta, dar am fost acolo în față. Locurile 5 și 6 nu este totuși puțin pentru un club de nivelul celui de la Vulcan. Am participat și asta este o realizare, chiar participarea însă și este o realizare, am participat cu o echipă de șahiști, o echipă mixtă, 2 băieți, 2 fetițe. Aici am colaborat cu clubul din Petroșani, am dat noi 2 copii, Diana Petculescu și Eduard Berechet, a venit o fetiță, Maria Rădoi, de la Petroșan și Dragoș Vișenescu, care acum e din Petroșan, dar e legitimat la Deva. Cei care doresc să se înscrie o pot face la Clubul Sindicatelor. Acum urmează evoluția cursului valutar la principalele case de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 10 noiembrie un curs al euro de 4 lei și 45 de bani, al dolarului american de 4 lei și 13 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 24 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL, cursul euro la cumpărare este de 4 lei și 39 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 43 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și 2 bani și se vinde cu 4 lei și 10 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 5 lei și 90 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 3 bani. Alexandra, colega mea, ne va spune cum va fi vremea în această săptămână.
Mâine regimul termic va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an, în special în sud. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime între 5 și 12 grade. Cerul va avea norări în majoritatea zonelor și va ploua local la munte în nord și centru, dar și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și local în rest. Mâine vor fi 13 grade în Alba Iulia, 14 în Caransebe și Deva și 17 grade în Arad, Târgu Jiu și Timișoara. Atât pentru astăzi, o seară bună! Punem punct știrilor aici, până mâine la o nouă ediție a Buletinului de Știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 073 Capital. Până mâine vă doresc să aveți parte de o seară bună!